2 trilioane de galoane de mizerie menajeră, ape menajeră, deșeuri, toate sunt deversate în râuri. Ne-am trezit un pic cam târziu. Dar până acum, oriunde mergea omul, nu făcea altceva decât să-și bată joc de Universul lui Dumnezeu. Poluarea apei potabile este o problemă din ce în ce mai mare pentru jumătate din populația globului, dragii mei. Poluarea apei potabile. Fiecare an se înregistrează 250 de milioane de cazuri de boli legate de poluarea apei. 250 de milioane de cazuri de boli legate de poluarea apei. Febra tifoidă, da, cum este dezinteria și alte forme diarice. Apocalipsa capitolul 13, 12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună. Și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. S-au sunile? E doar poză. Oameni trudind din răzputeri să mai mântuim ceva din realitatea asta. Dar indiferent că se ceartă guvernele noastre, nu ajung la o soluție. Și americanii trebuie să spună la povestea asta, dragii mei. Pentru societate mare și tot ce ne interesează este un pic mai mult. Competiția afirmării de sine. Salsfărie? Salsfărie. Erupții vulcanice. Sunt 66 de vulcane activi pe planeta noastră. Știți despre ce e vorba în fața voastră? Well, it's not far away, is it? Not far away. Este o falie care crește. Asta s-a întâmplat zilele trecute, nu de mult, cu 2 ani sau când. Imaginați-vă, soarele s-a întâmplat a treia parte. Dacă ai fost acolo, uitați-vă cum arată o biserică albă și ce este în jurul ei ca și contrast. Uitați-vă la craterul unui vulcan. 2011. Wow! Wow! E incredibil. Asta e tot ce putem face. Spuneți-mi, cât i-ar trebui lui Dumnezeu să zică go, 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 go. Deci primele 4 trâmbițe lovesc habitatul uman, pământul, oceanele, râurile, atmosfera. După care apare un vultur care zboară și vulturul începe să vorbească. Nu uitați, una din făpturile fiind semna cu un vultur care zboară. Cu alte cuvinte, și aici vorbește tronul lui Dumnezeu. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai! Vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor 3 îngeri care au să mai sune. Îngerul al 5-lea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care a căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Am văzut o stea care a căzut din cer pe pământ și s-a dat cheia adâncului. Acum imaginați-vă o stea, nu știu ce formă are, dar trebuie să aibă o mână ca să primească cheia fântânilor adâncului, da? Noi atunci când am amintit în fugă Îngerului Bisericii Scriei, am zis, îngerii sunt stelele din mâna dreaptă și stelele sunt îngerii. Și atunci când în capitolul 12 balaurul trecea cu coada, treia parte din stelele cerului, este vorba de îngerii lui pe care îi trage. Cu alte cuvinte, și aici este vorba de un înger căruia i s-a dat cheia fântânii adâncului. Un înger coboară în capitolul 20 și avea un lanț mare, îl prinde pe balaur, îl aruncă în adânc, trage peste el, închide locul și 1000 de ani este liniște și pace. Pentru că cel ce înșela neamurile a fost aruncat. Ce se întâmplă aici? Dragi mei, versetul 2 spune. Și a deschis fântâna adâncului, din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și vestrul s-au întunecat de fumul fântânii.
Poate să fie erupțiuni halice, le-ați văzut cu ochii voștri mai înainte. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Este dar o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vadă în iarba pământului nici pe o verdeață, nici pe un copac, ci numai pe oameni care n-aveau pe frunte pe cetea lui Dumnezeu. Deci, dacă biserica a fost răpită în capitolul 4, mai mulți l-ați vrea pe Cornel să vorbesc despre răpire. Dragii mei, și eu am căutat răpire la Apocalipsa și n-am găsit-o. Și ăsta este un motiv pentru care n-am găsit-o la ora asta. Dacă biserica a fost răpită în capitolul 4, atunci spuneți-mi, ce altfel de oameni mai erau pe pământ care n-aveau pe frunte pe cetea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, foarte interesant că acest sure de trâmbiță vine și alege între oameni. Pe el da, pe el nu. Ce să fie aici? Versetul 11. Peste ele aveau ca împărat pe Îngerul Adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Distrugătorul, da? Efeseni, capitolul 2, versetul 1 la 3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care creați odinioară după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează, acum în fiii neascultării. Trei eram și noi toți odinioară. Când eram în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și când eram și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Întrebarea este, de ce s-a întețit atacul demonic după cruce? De ce s-a întățit? Veniți cu mine, capitolul 12, vom ajunge acolo. Dar în capitolul 12, versetul 7, după ce femeia a născut pruncul de parte bărbătească, pruncul a fost răpit la Dumnezeu și în momentul acela, în cer s-a făcut un război. Miei și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șantele cel vechi, numit Diavolul și Satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Dragii mei, după înălțarea Domnului Iisus Hristos s-a declanșat războiul în cerul. Mihail și îngerii lui l-au luat pe Balaur și pe îngerii lui și l-au aruncat afară din cer. Aruncat afară din cer. Și îngerii au strigat, în sfârșit, cei care acuzau pe credincioșii Vechiului Testament, cel care i-a acuzat, pârâșul fraților noștri, a fost aruncat afară. Pentru prima dată în cerul s-a făcut liniște. Dar ce s-a întâmplat pe pământ? Vai de voi, pământ și mare, Balaurul s-a coborât la voi cu o putere mare, știi, care puțină vreme. Și spune, cei care erau de partea lui Dumnezeu l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă cerul și voi care locuiți în cerul, vai de voi, pământ și mare, Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Spuneți-mi, cum lucrează diavolul astăzi pe pământ? În mod evident, când citesc Biblia și desfășurarea planului lui Dumnezeu, văd că a fost o vreme când diavolul, Satana, dădea din coate și intra până la tronul lui Dumnezeu și suntem de vorbă cu Dumnezeu. Ai văzut pe locul meu eu? Oh, l-am văzut, l-am văzut. Dă pe mâna mea un pic. Și sunt convins că te va blestema în față. Mă gândesc de două ori, dacă vreau sau nu vreau să laude Dumnezeu cu mine. Pentru că Dumnezeu a zis, ia, într-o zi, toată averea, tot business-ul, a doua zi, 10 copii, a treia zi, prin bătaia de gunoi, bătaia de joc a tuturor. Nevastă să lasă pe Dumnezeu și mort. Dacă primim binele, nu se cuvine să primim și de urmă. Femeie mea bună ce ești. Femeie mea bună ce ești. Dar a venit un moment în care diavolul a fost luat de fundul pantalonilor și a caramba. Domnul Iisus Hristos, Ioan, capitolul 12, spune, acum, stăpânitorul
lumii acestea va fi aruncat afară. Suntem la un pas de cruce. Lovitura de grație pe care o primește în lumina textului din Geneza 3:15 este acolo pe cruce, unde Domnul Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară și biruitoare asupra lor. Dar încă biruința finală nu este câștigată. Pentru biruința finală trebuie să mergeți până în capitolul 20, versetul 10. Când diavolul în persoană, Satana, este luat și aruncat în iazul de foc, se termină activitatea lui. Dar cum lucrează diavolul astăzi? Ascultați-mi pe Apostolul Ioan. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Spuneți-mi, valabil și pentru noi, românii din Canada? Da. Mai valabil. Că eu mă întreb de multe ori, ați venit aici de dragul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu și pentru lăgirea Împărăției lui Dumnezeu? Well, I doubt it. Sau ați venit pentru o strigămie. Toți suntem în pericol. Răcerii materialismului nu de România. Îi văd pe tine, vin la studii la Cluj. Când ajung în anii terminali, încep să se agite. Pentru că, indiferent ce meserie ai făcut, cât de bun ești la școală, nu găsești locul de muncă. Și vieții tineri care ar sta să slujească pe Hristos, termină la cules de căpșuni în Spania, la cules de nu știu ce, portocale, prin Italia. Toată lumea este împânzită de oameni. Noi dăm zeci de mii de dolari ca să-i pregătim și vestul îi primește și iară pe gratis. Pe gratis. Ca să faci un doctor în orice domeniu, este de zeci de mii de dolari. Și uite așa pierde materie ce nu știe România. Acum, indiferent unde te duce lume, textul ăsta rămâne valabil. Nu iubiți lumea, nu știu că e lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, citiți cu mine, pofta îi pământește, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl și vin în lume. În 85 am ieșit eu prima dată din România și am trecut cu trenul până în Ungaria, în Budapesta. În Gara de Nord, în Budapesta, sau cum îi spune, în Iugati, este un mall, Scala. Și am avut niște prieteni americani, soț, soție, care îi cunoșteam de prin anii 70 din România și ne-au așteptat la gară și ne-au dat 500 de forinți să mergem la Scala să ne cumpărăm ceva de mâncare, pentru că era sâmbătă a doua zi, sâmbătă în cer. Una spre de acolo. Am intrat în magazinul acesta, noi venim din România, unde în afară de conservă de pește nu era nimic lucru de venit. Aveam o fetiță de 3 ani, băieții erau un pic mai mari și nu știu de ce la fata noastră îi plăcea cașul extraordinar. Dacă s-a ajuns la caș, dacă n-aveai pile, no way. Am intrat în bolărie, prietenii noștri stau la ușă să uitau la noi și m-am gândit cu Nora printre rafturi și am ajuns în fața raftului de cașuri. Nu știu câți metri avea. Toate sortimentele de cașuri. Știți despre ce vorbesc în aceea. Și nu mă văd că Nora se oprește și se blochează. Dar iar aminte cum se strică o mașină. O rămas blocat acolo. Eu știu ce se întâmplă cu el. Erau oameni în noi. Nu era de la Dumnezeu seara, dar erau oameni în prădărie. Și mi-a jenă și aș fi zis, hai tu nevastă să întâlnim de aici. Realmente emoțional. Și-a dus aminte de Andreea. Și-a dus aminte cât de mult iubește cașul. Prietenii noștri care au văzut toată povestea asta au zis, we will never understand those tears. Never understand those tears. Dragii mei, vremea asta a trecut. Veniți în România. Nu trebuie să cărați cu voie nimica. Nu n-au bani să luați în buzunar. Sau în motul. Găsiți tot ce vreți. Tot ce. Îți spun mai scumpe ca în America și Canada, fiți pe pace. Salariile noastre de 20 de ori mai mici care dumneavoastră. Dar de-aia, uitați-vă, suntem grăsuți, trăim destul de bine. Nu ducem lipsuri în mic pentru că Dumnezeu ne-a promis. Că dacă vom căuta mai din împărăția și prietenii de-a lui, mâncarea și îmbrăcămintea ne-o va da pe deasupra. Dar nu uitați, astea sunt mijloacele dracului, oriunde te duce lumea. Pofta cărnii, uitați-vă la imoralitatea din lumea noastră. Dare to say something. Politically incorrect.
and you'll be crucified. Da? Dare to say something. Acum, nu numai că le fac și găsesc de bun pe cei ce le fac. Asta e legea, asta e norma. Noi suntem minoritatea, dragii mei. Minoritatea. Pofta cărnii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei va trece. Pierde. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în ea. Copilașilor, este ceasul cel din urmă. Este ceasul cel din urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Mulți anticriști. Când a fost Crist textul acesta? Vreo 2000 de ani în urmă. Înainte de anul 100. Vreo 2000 de ani în urmă. Cu alte cuvinte, povestea cu anticristul trebuie să fie adevărată și atunci, pentru textul spune, s-au ridicat mulți anticriști. Vreau să vă spun că astăzi, în lumea postmodernă, oamenii n-au mari probleme cu Dumnezeu. De fiecare, unul zice Allah, altul zice Jehova, fiecare cu numele lui, dar cam acolo suntem, lumea devine religioasă. Dar ferească Dumnezeu să pomenești de Hristos. Ferească Dumnezeu să pomenești de Hristos. Aveam un prieten din Mauritius, studia medicină la Cluj, și avea un verișor care era cu un an, el era anul 14, verișor în anul 5, și el s-a întors la Doamne. O istorie interesantă, o învățătoare catolică din Mauritius, l-a urmărit toată viața și el a scris scrisori. Și când a ajuns în România, i-a scris, Tom, God tells me it's time for a decision. Și acolo în România, în camera noastră, a fi pe Domnul Iisus Hristos. Și în bucuria aceea, dragostea dintre a zis, am un verișor în București, nu pot să-l chem la tine să vorbești cu el. Dar ai grijă că el este inițiat în hinduism. Am zis, ups, eu nu știu nimic despre asta. L-a chemat pe verișorul lui, era spre înserate, și verișorul lui stătea pe o canapea, eu stăteam într-un colț și tanțe mică în picioare și vine în fața verișorului lui și zice, imaginează-ți că pe canapea asta sunt toți întemeitorii de religie. Și începe să înșire. Și fiecare vine la tine și spune, tinere, văd că ești un căutător de veșnicie, de Dumnezeu. Asta-i calea, asta-i calea, asta-i calea, asta-i calea. Se lasă plăcerea. Și la urmă, cel din colț, pe care nu-l prea bagi în seamă, zice, tinere, dacă îl cauți pe Dumnezeu, eu sunt calea. Adevărul și viața, nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Și îl întreabă pe verișorul lui, dacă realmente cauți pe Dumnezeu serios, cu care începe? Fără să privească, zis, ultimul. Și îl întreabă Tam, de ce? Dacă pe ăsta rezolv, cu ceilalți mă descurc. Dragii mei, ăsta este Hristos. Aici este toate celelalte religii. Ei s-au negheras. Ori au dreptate, ori au dreptate. Nu pot avea toți dreptate. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce credeți că lumea face spume la gură când aude de Hristos? Pentru că Hristos este intolerant. Nu cu oamenii, cu păcatul. A murit pentru păcat. S-a lăsat răstignit pentru păcatul. Nu poate accepta păcatul, învăța păcatul. Indiferent ce filozofie vom găsi noi astăzi pe pământ. Romul este adus de realități cu fețe de oameni, cu păr de femeie și cu dinți de leu, orice să fie astea. Cu fețe de oameni, cu păr de femeie și cu dinți de leu. Nu știu cum se va codifica conexiunile în capul dumneavoastră, dar când eu citesc textul acesta, la gustele acelea ciudate, nu pot să nu mă gândesc la imoralitate. Nu pot să nu mă gândesc la imoralitate. Pentru că nu este altă pecinjine pentru universul nostru, dinții de leu care mușcă și sfârșie, ca și imoralitatea în care trăiește omenirea. Asemănarea cu lăcustele vorbește de forța de nestăvărit acestei urgii.
Când lăcustele veneau peste Israel, dragii mei, nu rămânea o frunză verde, totul era devastat. Erau ca o armată puternică, până nu terminau totul, nu plecau. Asemănarea cu lăcustele vorbește forța distructivă acestei plăci, de efectele ei devastatoare. Platoșele, ca platoșele de fier, vorbesc despre greutatea cu care poate fi distrus răul acesta. Platoșele de fier, indiferent ce faci, nu poți penetra, nu poți ajunge acolo. Vuietul ca vuietul unor care, trase de mulți cai, vorbesc despre un atac copleșitor în fața căruia ai ce face. Bum! Vuietul unor care. Acum cuvenim ca cel al scorpionului, vorbește despre lucruri mici care au efect mare în viața noastră. Pe 5 sau trâmbița 5 am kilo, trâmbița 6 poate. Astea sunt lucrurile aduse de aceste ființe. Pământul invadat de înălime necunoscute. Dragii mei, Organizația Mondială a Sănătății spune că este cel puțin o boală nouă, nemai auzită pe an. 40 de boli noi, care nu erau cunoscute cu o generație în urmă. Ca să dai de capăt unui virus, ați auzit de virus de asta, aviare, porcină, da? Ați auzit de toate acestea. De tot felul de tulpini care fac mutații și care nu mai știi ce să faci cu ele. Când găsești vaccinul, e zgoană. Eram undeva în Belfast, în Zaire, a fost Ebola. A curățit mii de oameni și au plecat ca și cum n-ar fi fost. Nimeni nu știe de unde veni, nu știe unde s-a dus. Ce sunt astea? Uitați-vă la o statistică simplă. 1967, Cornel, vă citești tu? Febra hemoragică Marburg. 1976. Ebola în Africa. 1981. SIDA. 1994. Virusul Nipah, Australia. 2003, SARS, astfel, gripa aviară, gripa porcină, coleră, febră galbenă, boli neimaginabile, epidemie meningiencea. E neimaginabil, așa. Pentru că e pe creier. Epidemice s-au reîntors în ultimul pătrat al secolului 20. Toate acestea au fost, am văzut că am scăpat de ele, este apoi, back in the ring, da? Luptând cu fiecare dintre noi. Organizația Mondială a Sănătății spune că cel mai de temut mijloc de răspândire acestor boli este traficul aerian. 2 miliarde de oameni sunt mutați in no time dintr-o parte în alta. Te urci în avion, habar n-ai cu ce cobor de acolo. Pentru că toți aveți să mergem ori de câte ori călătorim undeva, nu ai bolnavă două lupte. Bolnavă două lupte. Ori de unde, pe unde umblăm. Deci un mecanism înfricoșător de eficient în răspândirea bolilor. Când Dumnezeu a încurcat limbile la Babel și a tras în graniță, cel puțin carantina păstra bolile acestea într-o zonă determinată geografic. Dar acum ele au erupt și toată planeta este un sat mare. Bine într-un fel, rău în alt fel, rău în alt fel. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne al altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Și zicând, îngerul a șaselea care avea trâmbița, desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat, și pe cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în numărul de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. I-am auzit? Le-am auzit numărul, da. Și iată că mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și cucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșeau foc, fum și cucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urcii.
de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șeri cu capete și cu ele vătămau. Deci când te uiți la sunetele trâmbițelor, sunt evident judecățile lui Dumnezeu. Poți să le privești din perspectiva cauzelor, iar atunci vorbește evenimente cataclismice, foaie de foc, munte de foc, stea de foc. Evenimente cataclismice. Și nu este o noutate să vorbești despre ele. Le așteptăm, suntem îngroziți. Încercăm să facem strategii. Ce se întâmplă dacă o cometă vine spre noi sau un asteroid? Cum să-l dezintegrăm, să lovească Pământul, să nu cadă în mare, să provoce tsunami care mătură coaste și continente? Ce să facem în astfel de situații? Dar textul din capitolul 11 care spune a venit vremea să prăpădești pe cei ce prăpădesc Pământul, ne aruncă în cealaltă extremă, să privim lucrurile din perspectiva efectelor. Cei care prăpădim Pământul suntem noi, nu Dumnezeu. Noi prin deciziile noastre, prin dorința noastră pentru un pic mai mult. Prima trâmbiță, ploaie de foc, a doua, munte de foc, a treia, stea de foc, a patra, consecințele asupra habitatului uman, a cincea, duhurile necurate care, odată cu fântâna templului deschise, năvălesc pe planeta noastră, iar a șasea, îngerii întunericului vin și omoară pe capete. Dacă privesc din cealaltă perspectivă, trâmbițele, a deșertificare, cine e vinovat? Noi. Poluarea oceanelor, cine e vinovat? Noi. Poluarea râurilor, cine e vinovat? Noi. 1% din apele planetei sunt ape potabile. Nu avem foarte mult. 1%. Generele distruge. Poluarea atmosferică, cine e vinovat? Noi. Dar apoi sunt boli incurabile. Spuneți-mi, cine e vinovat de ele? Moarte. Când vedem cum se înmulțește păcatul și răul în lume, ne îngrozim. Ne îngrozim. Știe cineva când, unde și cum va fi o ploaie de foc, sau munte de foc, sau stea de foc? La lui Domnul. Dumnezeu le poate începe în ea. Petru stă ca și mărturie, Geneza 19 stau ca mărturie. Capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe toți locuitorii Pământului. Aveam un copil de un an, l-am primit ca pe un cadou din partea lui Dumnezeu, după medici n-am fi trebuit să-l avem, de aceea l-am chemat Emanuel. Și eu mergeam la serviciu, atunci situația politică era tulbure, nu știu ce a avut Ceaușescu cu rucii, cu rușii, aproape toți cei din jurul meu au fost înrolați la armată și trimiși pe prut. Și eu mergeam la serviciu, dimineața la 5 trebuia să plec de acasă și memoram versete. Și pentru că era primul nostru copil, aveam o angoasă și o teamă incredibilă. Gândeam, ce se va întâmpla? Dacă mă recrutează, dacă pornește războiul, ce se va întâmpla cu copilul meu? Știți cum e cu primul copil, nu știe exact ce să faci cu el. Și în timp ce mergeam pe drum, am ajuns la versetul acesta. Și eu repetam 100 de versete pe zi. Și memoram 6 versete pe săptămână. Și am început să repet. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii Pământului. Dragii mei, Dumnezeu a luat teama din inima mea, uite așa cum e nou. Și mi-a dat liniștea, pacea lui care trece orice pricepe. Nici unul dintre noi nu știm ce va duce ziua de mine. Poate fi cometa sau asteroidul Ison, sau poate fi oricare dintre alte corpuri cerești care s-ar putea prăbuși pe Pământ. Oricând și Pământul mă arde cu troste, cum spune Petru. Asta e treaba lui Dumnezeu. Treaba mea este să păzesc cuvântul răbdării lui. Să-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună. Spre bine lumea. Toate. Haleluia. Slăvit să fie Dumnezeu. Uitați-vă la versetul cheie al Apocalipsei. Aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința
lui Iisus. Oare sunt și eu printre ei? Sau mi este mult prea dragă deșertăciunea? Adică pofta fiii pământești, pofta ochilor rudeloșii a vieții. A different car, a different house, a different pair of shoes. Pofta termine, pofta ochilor rudeloșii a vieții. Dacă pentru asta am venit, dragii mei, n-am venit cu împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă eu caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se supără. Să ai o casă frumoasă, o mașină bună, o slujbă bună, să ai suficient de bani, să nu ești lipsă de nimic și să poți da și celui lipsit. Dumnezeu se bucură. În Apocalipsa, capitolul 8 și 9, Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul. Dar singura întrebare pe care trebuie să-l pun este că nu cumva sunt și eu printre ei. Dați-mi voie să le citesc. Nu iubiți lumea, deci nu prea din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta cărnii sau ferii pământești, trâmbița 5 și 6, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, primele patru trâmbițe, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Lăcustele cu fețe de oameni, cu păr de femeie, cu dinți de leu, mie mi-aduc aminte de păcatele sexuale, care sunt ca un foc care mistuie planeta aceasta, din păcate și pe tinerii bisericilor noastre. Pornografia, dragii mei, pe fiecare telefon mobil, la copii de clasa 3-a, pe fiecare computer în internetele noastre, sufletele bărbaților prângărite de lucrurile acestea. De aceea femeile încep să conducă, dragii mei, lumea și țara, pentru că noi suntem decapitați de poftele sexuale și de murdăria care curge prin ochii noștri. A click away. A click away. Uitați-vă în biserici. Cei pe care te mai poți baza sunt femeile. Bărbații, dragii mei, nu mai am nicio putere. Nici n-ai de unde să ai. Când tu nu încerci să ții masca, dar inima ții murdare din pricina acestor lucruri. Dați-mi voie să iau o singur exemplu. 1982, SUA. Da? Erau 452 de cazuri cunoscute de SIDA. 1982. Câți ați fost născuți înainte de 1982? În Asus. Most of us. Deci pe vremea aceea erau 452, 2006. 38 de milioane, 6 de mii de cazuri, fără 25 de milioane de decedați. Când te uiți la statistici, mă întreb, unde este mintea să nu vedem efectele păcatului? Unde este mintea? Oare pot lupta împotriva acestui flagel? Sau sunt și eu unul care contribuie la mulțimea? Nu uitați, o veni vremea când Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul. Și nu este o forță mai distructivă asupra planetei și societății ca păcatele sexuale. Se fac la întuneric, nu te știe nimeni, car cu tine obiceiul de care nu mai poți să scapi. E jale în biserici, e jale în boane, e jale între cei care au sutană, tragediile care s-au întâmplat. Nu am biserica catolică, dar de ce să mergem la ei, avem destule între noi. Dragii mei, trăim o lume în care trebuie să iei o decizie. Dumnezeu de atunci spune un singur lucru, ți-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și în dragostea lui ți-a mai spus ceva, alege viața. În 1 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 6. Dumnezeu este Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru cine? Pentru toți. Nu este unul în sală care spune, pentru el nu este iertare, eu nu sunt ales de Dumnezeu, nu sunt în planul lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să iau foarte ca să stai afară. Textul acesta din Biblie și Mulcantele. S-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Lucrul acesta trebuia devenit la vremea potrivită.
Bărbaților, uitați-vă în ochii Domnului Iisus și ascultați porunca Scripturii. Vreau ca bărbații să ridice în orice loc spre cer mâini curate, fără mânie și fără rău. Mâinile se murdăresc de la deșertăciunea acestei lumi, de la arginții cu care ne vindem sufletul. Eram într-o luni seara la studiul biblic și ultima planșă, noi ne adunăm cam cât sunteți de-a voastră de roșii de altine luni seara, mă ajută să vedeți, dar vin din Bistrița, de peste tot. Ultima planșă scria pe ecran, pe cât îți vinzi sufletul. Și un om sare în picioare, un om de face, care veni în fiecare luni, vine de la Bistrița la Pești, și strigă în public. Seara asta a fost pentru mine, seara asta a fost pentru mine, la 9 fără câteva minute zi. În seara asta a fost pentru tine, încheie cu rugăciune. Și începe să roage, Doamne Iisuse Hristoase, mulțumesc din toată inima că m-ai dus seara asta aici. Dar nimeni nu știa ce s-a întâmplat cu el. A doua zi dă un telefon, spune, spune-mi, ce s-a întâmplat? Pentru că el, când s-a sculat în picioare, el a zis, eu nu vin sufletul nici pentru 9 miliarde de euro. 9 miliarde de euro? Toți suntem locat. Deci mi-a făcut istoria lui. Fiscul i-a pus proprii pe toate proprietățile. Trebuia să-i scoată casa la mezar, tot la mezar. Pentru că românii au dat o lege retroactivă în 2010 pentru 2005. Toți cei care erau în imobiliare și care au operat în baza legii, și ăsta era un om, dar cumpărea un apartament de la el și spunea, uite, hai să nu declarăm toată suma mea, să nu plătim foarte mult la notar. El întreba, cât vrei să declară? Păi numai atâta. Uite, eu declar suma completă și plătesc eu rostul. E bine așa? Când s-a întors la Domnul, ăsta cu toată inima s-a repede de Domnul. Și acum trebuia să plătească 9 miliarde de roni la fisc. Și s-a dus la fisc, toți directorii erau acolo și a zis, domnilor, voi mă cunoașteți. Și dați-mi voie să vorbesc eu o oră, după care vorbiți cu năsăcitorii și o oră i-a evangelizat pe toți. Ați fost copiii, știți că nu mint, i-a evangelizat pe toți. Și noaptea aceea, șeful fiscului n-a putut dormi. S-a tot comentat și sună dimineața spune, hei, tu ai dreptate, nu noi. Deci uite, îți dau o soluție ca să scap de cei 9 miliarde de roni. 9 miliarde de roni. Nu las pe voi să o plătiți în dolari, o să ca la piele. Și zice, în registrul tău de partid, nu ai cumva un loc gol? Știți că de practic chestia asta, ca să scrie o chitanță pentru un an înainte, ca să scap de anumite lucruri. El se uită, zice, dar uite ce spun. Eu pe soacră ta și pe nevastă și include-i acolo, și o hârtie, și pune-o, antedatează toată povestea. El scrie hârtia și antedatează hârtia și zice, cum, târziu, mă duc la Cluj, nu semnez, o semnez când vin. Și când a ajuns, a studiat biblic și a zis, a văzut, pe cât îți vin sufletul? El s-a scurat în picioare și a zis, nu vin nici pentru 9 miliarde pe primul de vor. S-a dus acasă și a luat hârtia. Și atunci plătește, dragii mei, la fix, la fis, 10.000 de euro lunar. Este proces cu statul, zice, îi voi câștiga, îi pun în bancă, oricum se vor întoarce cu dobând de înapoi la mine, pentru că sunt foarte mulți oameni de afaceri care sunt în situația asta. Eu am rămas paralizat. Care dintre noi ne vindem sufletul pentru 30 de ani? Să ne păstăm slujba, să avem un salar mai bun, mâinile curate sau mâinile se murdăresc de lucrurile, de șertăciune acestei lumi. Mâniile se nasc în relațiile dintre noi, relațiile cu sistemele nejuste, nedrepte, care sporc de pe noi tot ce pot. Dar îndoielile nu cumva se nasc din relațiile cu Hristos, din faptul că nu-L cunosc și n-am curajul să calc pe urmele Lui, indiferent ce s-ar întâmpla. Vreau dar ca bărbații să roage orice loc, să ridice spre cer, mâini curate, fără lumină și fără îndoială. Vreau de asemenea ca femeile să roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială,
nu cu îmbrătituri de păr, nici cu aur, nici cu margaritare, nici cu haine scumpe, ci cu, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Efeseni, capitolul 2, versetele 1 la 3. Voi erați morți în greșele și în păcatele voastre în care creați odinioare. După mersul lumii acesteia, dragii mei, nu lăsați mâsele din mână, pentru că vă târăște cu voi o lumii acesteia. Mersul lumii acesteia. După Domnul puterii Văzduhului, al Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioare când trăiam în poftele fiii pământești, când făceam voile fiii pământești, pe gândurile noastre. Și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Efectele păcatelor sexuale sunt teribile în societatea noastră. Cornel, te lasă de citești tu. Îți mângăresc trupul și capacitatea de a împlini voia lui Dumnezeu. De ce sunt adeția bărbați impotenți în fizic spiritual? Întristează pe Duhul Sfânt, creează o fortăreață a celor rău în viață. Cel mai greu de distrus păcatele, de aia sunt ca niște platoșe de fier. Sunt cu o armată de lăguste în fața care nu poți să stai. Ca o armată cu huluitul carelor și grănuțelor care te compleșesc și te dărâmă și te trândesc la pământ. Aduce un blestem peste tine, peste partenerul tău și peste copiii tăi. Oferă un cap de pot în viața ta duhurilor necurate. Aduc confuzie spirituală. Aduc confuzie emoțională. Aduc memorii greu de uitat. Pot avea ca rezultat copii nedoriți și neiubiți. Te pot expune unor boli cu transmitere sexuală. Pot distruge căsnicii și familii. Pot aduce la desmăți, orgii și perversiuni. Fraților, ce să facem? Asta e lumea în care trăim, în care v-ați adus copiii, în care aducem în pământ. Astea sunt provocările pentru copiii noștri, noi în barămână. Sau din mai engleză, astea sunt provocările reale. Dar noi nici nu avem timp de ei, pentru că lucrăm de dimineața până seara. De dimineața până seara. Este un singur răspuns de 2000 de ani. Pocăiți-vă. Le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Apoi, nemărginta mărimea puterii lui Dumnezeu, va lucra în cei credincioși în primirea voii lui Dumnezeu. Nu este treaba voastră să știți vremurile sovacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți fi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, în British Columbia, până la marginile Pământului. Puterea de apostoli pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem purtători de Dumnezeu. Nu cerșetorii binecuvântării Domnului, binecuvântarea a coborât să lupească în noi prezența lui Dumnezeu și să ne pregătească pentru nunta mielului, pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Pentru că avem realitate. Mai știu ceva. În Ieremia 3:8, Dumnezeu spune că a dat lui Israel o carte de despărțire. Și textul invocă textul din Deuteronom 24. Când un bărbat dă neveste lui o carte de despărțire pentru că a găsit ceva rușinos în ea, nici dacă i-ar muri celălalt bărbat, primul nu se mai poate întoarce la ea. Cu alte cuvinte, odată legământul cu Israel rupt, este rupt pentru totdeauna. Legământul cu Iuda s-a rupt în 586. Nicăieri în Biblie nu este afirmat în mod direct cu acesta. Dar dacă citești Roman, capitolul 9 și 10, Dumnezeu a ales pe Avram și pe descendenții lui ca un vas pentru o trebuințare de cinste, citat pe Pavel. Cinstea pe care Dumnezeu i-a dat este să-L aducă pe Hristos
pe scena istoriei. În comparație cu ei, noi suntem învați pentru întâlnița adăugată, neamurilor. Dar există alte două categorii de vase. Vase ale mâniei pregătite pentru cheile și vase ale îndurării. Dacă primele au de face cu slujba, celelalte au de face cu mântuirea. Eu cred că din 586, în jumătate de mileniu, Dumnezeu a răbdat pe Israel, pe scena istoriei, ca pe niște vase pentru întrebința decise, pentru că nu și-a terminat lucrarea cu ei, dar ca pe niște vase ale mâniei. În ciuda acestui fapt, le oferi jertfa lui Hristos mai întâi lor, apoi lor. Când ei au refuzat jertfa lui Hristos, portind un văzut pentru ei, în faptul de păritare. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a uitat legerea făcută. Pavel spune în Roman 11, acela care i-a tăiat afară din mănăstiri poate să ia trăiască iarăși, dacă ei nu stăruie necredința lor. Dar, ca Israel să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, trebuie să se întoarcă în baza noului legământ. Vechiul legământ nu mai are nicio valoare. Este rogat, desfințat. Așa sunt cuvintele epistolei către evrei. Și atunci, așa cum noi am intrat în poporul Dumnezeu prin Israel, practic, Israel se întoarce înapoi la Dumnezeu prin Hristos, Iisus. Trebuie să-L plângă ca națiune, pe cel ce l-au strămat, spre seminții, Zaharia, sub 12. Ascultăm ultima întrebare a Tatălui Cristi și astăzi încheiem timpul aici cu rugăciunea mea. Da, poate deveni, Geneza este prima carte, Apocalipsa este ultima. Se pare că cheia de a înțelege Apocalipsa este să știm Geneza foarte bine. Sunt multe treceri de la un alt. Întrebarea mea care este, structura Bibliei. Dumneavoastră, care este părerea dumneavoastră că e cea mai bună de studiat? Cronologic, pe cărți cum a studiat dumneavoastră sau pe... știu că sunt foarte multe feluri de a studia Biblia și unul dintre felurile care sunt se iau Noul Testament, se studiază până la capăt și după aceea se trece în Vechiul Testament, e mai greu de înțeles. Care este părerea dumneavoastră că e cea mai bună metodă de a studia Biblia? Și mai am a doua parte a întrebării, care e mai scurtă. Răspunsul la prima este viziunea împărăției. Dacă nu mai găsești aici, fă un download pe site-ul nostru. Acolo ai 250 de pagini care îți explică lucrul acesta. Asta vine după truda mea de 25 de ani în care am încercat cel în șapte. Dacă eu din Geneza aș merg în Apocalipsa și studiez Scriptura și au trei luni într-o carte, am încercat și trei ani într-o carte, it doesn't work, pentru că n-am atâtea vieți. Dacă e trei luni pe carte, este pe 16 ani. Pe când ajungi la Apocalipsa, nu vezi pădurea de copaci. Și atunci noi am ales o altă posibilitate. Am croit o cărare prin Scriptură. Am luat, am pus o întrebare simplă. Pe când de la Captain John Stott, cred că aveți, să înțelegem Biblia, sau știu ceva este titlul. Understanding the Bible, cât este cartea lui. Sunt una din cărțile cele mai bune pe care le-am citit, legat de cea mai simplă, care e accesibilă tuturor, transiștiunea de mână pentru interpretarea Scripturii. El îți oferă cele patru acțiune fundamentale, plecând de la o afirmație absolut banală pe care și un copilor începe. Biblia există pentru că Dumnezeu a vorbit. Două întrebări spun. De ce a vorbit Dumnezeu și cine este cel care a vorbit? Dumnezeu a vorbit ca să facă înțeles, a vorbit în timp și spațiu, pentru că Dumnezeu a vorbit, El nu se contrazice, știu că Dumnezeu a vorbit, El rămâne normativ și relevant în orice epocă istorică. Nu, acum, o carte să fie reprezentativă, trebuie să fie reprezentativă din trei puncte de vedere. Din punctul de vedere literar, istoric și teologic. Cum am construit noi programul? Am luat toate formele literare majore, cele 10 forme literare majore, am luat toate perioadele istorice și am luat linia mesianică, accentul teologic. Și în felul acesta am construit anile studiului. V-am spus cele trei lucruri pe care eu nu le negociez. Nu mai am mult timp în viață, nici mai pot încerca multe lucruri noi, dar unul. Toată Biblia, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Dragii mei, bătrânii noștri au citit Scriptura.
fără teologii, fără doctorate, au citit Scriptura și au rămas de Domnul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Cărți din Scriptură. Nu teme. Scriptura nu e o magazie de materie primă din care să iau ce vreau, de unde vreau, să le pun unde vreau, nu? Când vii la Scriptură, te descalți și respecti textul așa cum este. Știu că eu am o traducere română, n-am originalul, și de aceea, când am probleme, mă duc la fratele Nelson și îl întreb cum să folosesc limba greacă și limba ebraică, ca să mă descurc în Biblie. Și dânsul îmi va da cartea să mă va spune ce să fac. Aveți enorm de multe unelte. Vorbiți limba engleză, aveți toate resursele la dispoziția voastră. Și al treilea lucru, o bază vechi testamentală solidă. Până n-am studiat cartea Levitic, n-am înțeles cu toată bucuria și profunzimea un verset simplu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În ziua ispășirii, dragii mei, este o singură cale în prezența lui Dumnezeu, calea Sfântului. Scurtă întrebare, da? Numai aia? Pentru că n-am anunțat înainte că e ultima, Corina a avut curajul să ridice mâna. Corina, trebuie să spun. Daniel, ultimele versete, spunea la un moment dat, scriptură și ador, cuvintele acestea vor fi pecetuite și... Dați-mi voi de știință. A doua pesici. Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până în vremea sfârșitului. Am înțeles că s-au găsit ceva scrie și aș vrea să știu dacă s-ar putea să fie și ceea ce se vorbește aici, de lucrurile care au fost pecetuite până la vremea sfârșitului. Știu că cartea Daniel are multe lucruri asemănătoare cu Apocalipsa. Da, este o carte apocaliptică a Vechiului Testament. Acum, dacă n-ai fost aici până în prima seară, ați văzut că noi am comparat Daniel și Apocalipsa. Și am văzut că lui Daniel, Dumnezeu îi spune, pecetuiește această carte până la vremea sfârșitului. Totuși, și Domnul, părinții tăi, v-a mai trecut istoria peste pe valea aceasta a existenței umane. Lui Ioan îi spune, nu pecetuie această carte, pentru că vremea este aproape. Dragii mei, teologii care nu cred în profeții și în faptul că Dumnezeu poate revesti viitorul, mult timp înainte se întâmplă, el nu doar supraveghează istoria, el determină cursul istoriei. Ei vorbesc pe profeții post-eventum. Cu alte cuvinte, s-o plătesc cartea Daniel, ca fiind scrisă după perioada lui Antioch Epifane al IV-lea, după desacralizarea templului, răscoala Macabeilor și de aceea, pentru ei, cartea Daniel este o ficțiune, într-un fel, scrisă numai târziu de altcineva. Iubete, Daniel a scris-o Daniel. Daniel a scris-o Daniel, el era împăratul Babilonului, la vreste foarte fragedă, a urcat până de șaloanele de vârf, a trecut peste câteva imperii, a trăit dărâmarea Ierusalimului, povestea lui Belșațar și cu mâna care a scris pe zi. Și el a primit din partea lui Dumnezeu profețiile sau viziunile din capitolul 7 la 12, atât a primit de la Dumnezeu. Dar pentru că aceste profeții nu erau pentru generația lui, ci erau pentru posteritate, Daniel s-a întrebat, Doamne, cum să le scriu toate acestea să-i ajut pe cei care vor ajunge în vremurile respective? Și el prefațează cartea cu luarul istoric, primele 6 capitole. În esență, cartea Daniel spune doar atâta. Cei care îl ridică pe Dumnezeu vor fi ridicați de Dumnezeu. Cei care îl calcă în picioare pe Dumnezeu vor fi călcați pe Dumnezeu în picioare. Dar mai mult, imaginați-vă sportul acela cu baloane, da? Cu, cum se cheamă? Da? Balon pe care ridici, you have the hot air in your hand, you have the flame in your hand. Cine ridică balonul? Eu sunt în acela. Am mâna pe arzătorul respectiv. Cine ridică balonul? Sau cine ridică pe cine? Eu ridic balonul sau balonul mă ridică pe mine? Pentru că eu ridic balonul, balonul mă ridică pe mine. Uitați-vă la cartea Daniel, primele 6 capitole. Și răspundeți-mi la întrebare. Cine e împărat în Babilon pe vremea lui Daniel? Care din voi știți de istorie? Cine e împărat în Babilon pe vremea lui Daniel?
That's not true. Din știința mea, împăratul stă în picioare, robul stă cu fața la pământ. Citiți cartea Daniel. Nebucadnețar e cu fața la pământ, Daniel este în picioare. It's true? Every single chapter. Uitați-vă la cei trei mutăm de foc. Cine e parat acolo? Cei trei. Împăratul nu-ți mai rece nici gura, nici instrumentele. Nu ne închină. Nici dacă nu ne-am scăpat Dumnezeu. Și câți mărturia personală a lui Nebucadnețar, capitolul 4. Mărturia personală. El este prima fiare care i s-a dat o inimă de om. Ceva s-a întâmplat. E dus la mărturie lui Daniel. Dragii mei, pentru că Daniel și Dolores lui l-au ridicat pe Dumnezeu cu prețul vieții lor. Nu doar că Dumnezeu i-a ridicat pe ei în eșaloanele de vârf ale societății, ci împărații pământului l-au recunoscut pe Dumnezeu, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Duceți-vă la a doua parte. Poporul lui Dumnezeu rupe de pământul, sunt biruiți, călcați în picioare. Și asta vrut să evite Daniel când a scris cartea. Și atunci, atunci când citești cartea Daniel, desigur, e o carte importantă și foarte multe teorii. Dacă vă uitați în comentarii, dragii mei, sunt zeci de teorii legate de capitolul 2, capitolul 7, astea sunt cele capitole esențiale în Daniel. Dar dacă țineți cont de ceea ce a vrut Dumnezeu să comunice, ca în Apocalipsa, păstrați esența. În Apocalipsa, indiferent ce s-ar întâmpla, Domnul împărățește. Amin? Amin. Daniel, cel care danță pe Domnul, vor fi înălțați. Și cei din jur se vor închina Domnului. Uitați-vă la biserica din Filadelfia. Ai puțină putere. Dar pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, nu doar că te voi păzi în ceasul încercării, ci vor veni cei din sinagoga Satanei, se vor pleca înaintea ta și vor recunoaște că te-am iubit. O bisericuță mică care a zis, nu ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce fac cei din jur. Toate bisericile sunt în Slovă, Smirna, Filadelfia, două biserici mici. Au zis, se poate și altfel. Dragii mei, asta se facă Dumnezeu de bisericile voastre. Să aveți curajul să spuneți, se poate și altfel. Mulțumim. O să încheiem acum cu rugăciune.